Salutare, first playeri! Am revenit cu ceva deosebit. Este un review de film, de data asta review de serial. Până acum am făcut review doar lui Venom și nu ne lăsăm de treaba asta cu supereroi. Tot la Marvel suntem, dar acum suntem pe bază de serial. Serialul este The Punisher, a debutat săptămâna trecută, cred că ceva de gen pe 18 ianuarie parcă și l-am binge-uit foarte rapid. The Punisher este povestea lui Frank Castle. Frank Castle este un supererou atipic, în ideea că el nu e Spider-Man, el nu e Batman, nu îi lasă agățați undeva cu un Batarang sau nu îi lasă agățați undeva cu niște pânze de păianjen. Frank îi omoară, Frank Castle îi omoară pe toți. Cea mai bună iterație a lui Frank Castle de până acum a fost în Daredevil, când apărea în Daredevil serialul, cred că prin sezonul 2. Mi-a plăcut foarte mult primul sezon din Punisher, acum a venit sezonul 2 și țin să vă zic că sunt cam dezamăgit. Sincer, sunt cam dezamăgit. Se trage de timp foarte mult, multe secvențe de umplutură. Jigsaw, jucat de actorul Ben Barnes, a.k.a. Billy Russo, nu e ce ne așteptam. Trebuia să fie un villain foarte fucked up, cu fața messed up, multe cioburi, multe răni și nu doar multe, extrem de multe. Să fie un fel de păienjeniș pe fața lui. Băiatul ăsta are o cicatrice pe obraz aici, încă una aici, ceva pe frunte, pe nas, două linii și gata. Au să-l păstreze în continuare băiat frumos, dar au zis, hey, este messed up inside. Ce-i drept, e o fază undeva prin episodul 8 sau 10, când îi oferă niște teroare psihologică lui Punisher, lui Frank Castle, pe bază de muzică, heavy metal și lumini flashing. Asta foloseau aia la Guantanamo Bay să tortureze pe prizonieri. În fine, ca să vă pun aici niște context, John Bernthal, ăsta este actorul care îl joacă pe Frank Castle și The Punisher, e bine, a trecut printr-o traumă la un moment dat. A fost în Afganistan, a fost în Orientul Mijlociu, a servit ca soldat și a făcut acolo o camaraderie serioasă, s-a întors acasă și ce să vezi, băieții răi i-au omorât familia în fața lui, nevastă și doi copii, au luat o razna și a făcut o armură șmecheră cu un cap de mort și omoară toți răufăcătorii. Da, absolut toți. Are și un anumit cod, nu omoară femei, nu omoară copii, nu omoară oamenii care se bagă în calea lui și încearcă să-i omoare doar pe cei care au făcut crime foarte grave. Aici intră și Billy Russo, Ben Barnes, colegul său din Orientul Mijlociu, care a luat o razna și a avut un fel de corporație militară. Aici îl găsim, pupat de spital, cu fața messed up, cu o mască foarte tare, cred că se poartă la greu de Halloween sezonul viitor, și alte personaje, se întoarce Dina Medani, detectiva, doamna detectiv, jucată de, să vedem, n-are ținut numele actriței, Amber Rose Reba. Și chiar face o treabă bună, aș spune că ea este surpriza sezonului. Evident, John Bernthal este impecabil, dar mă omoară vocea aia răgușită, mereu urlă. Deci au fost momente când întreg episodul auzeai replicile lui John Bernthal. Efectiv, așa urla. Dar na, știi cum e la război, legat cu cătușe pe care se omoare amica lui. Și a tras un sidekick. Este o fată care are 16 ani și chimia este copiată din Logan când era Wolverine cu fata aia, ducea după aia și aici. O târăște după aia pe fata aia, devine șmecher, învață cum să tragă cu shotgun-ul, cum să se apere, cum să ia o armă și un fel de fică adoptivă. Îl bagă de umplutură pentru un villain. John Pilgrim este un om obsedat de Dumnezeu, care e un fel de cârdășie cu niște mafie rusă, care de fapt nu e. Unii au răpit copii, e villain și nu prea, e chinuit de viziuni. Foarte, e de umplutură, adică plotul lui este dus în neant spre nimic la final. În fine, bătălia mare este între Punisher și cu Billy Russo, a.k.a. Jigsaw, chiar dacă nu este numit Jigsaw aici, trebuie să te duci tu. Ceva îmi spune că la un moment dat în viitor o să-l facă și mai și, dar o să vedeți la final că nu e chiar așa. Finalul foarte prost, adică ultimele secvențe par făcute așa în grabă, să trecem la etapa viitoare. La cum merge Marvel acum, cred că nu o să renoiască pe Netflix, o să renoiască pe serviciul Disney Plus, care o să coste mai mult decât Netflix. Eu vă zic concluzia mea, eu sunt dezamăgit de sezonul 2 din Punisher, îi dau maxim un 6.57. Cea mai tare fază, începutul episodului 11 sau 12, cred că 12, când cade o ambulanță de pe pod, fugărită de o mașină a poliției pe muzica lui Marilyn Manson. Asta a fost foarte, foarte tare. John Bernthal e ok și în cazul în care vreți să vedeți și în alte filme, apare și Wolf of Wall Street cu apariție de cucalar și e foarte tare în primele sezoane de Walking Dead. Ăsta e John Bernthal, el n-are nicio vină, scriitorii sunt de vină, n-au știut ce să facă cu povestea,
Surpriza este Amber Rose Reva, Dina Medani face o treabă bună. Interesantă și Floriana Lima, care joacă pe psihologa lui Jigsaw și se cuplează cu el, niște secvențe foarte fierbinți. Oamenii o art 50 Shades of Grey, o să vedeți. Deci, na, dacă ești obsedat de Punisher, cum eram eu până la sezonul ăsta, poți să te uiți, dar o să fii dezamăgit probabil. Cel mai bun Punisher rămâne cel din Daredevil, sezonul 2. Cam atât la firstplay.ro, nu ne ocupăm foarte des de seriale și de filme, noi suntem cu jocurile, dar când e cu supereroi, trebuie. Cam un 6,5 pentru sezonul 2 din Punisher și cred că data viitoare ori nu mai vedem deloc, ori pe alt serviciu de streaming. La revedere!